Catedrala romano-catolică Sfânta Treime din Baia Mare, situată în piața cetății, urmează să fie restaurată. Lăcașul de cult este unul deosebit și se remarcă prin stilul baroc în care a fost construit. De altfel, biserica din piața cetății este cea mai veche din Transilvania, construită în acest stil arhitectural. Ea va fi renovată după ce anul trecut a împlinit 300 de ani de când a fost construită. Suntem în Biserica Catolică Sfânta Treime din Baia Mare. Anul trecut am sărbătorit 300 de ani de aniversare. Biserica noastră este cea mai veche biserică în stil baroc în Transilvania și acum am început restaurarea bisericii exteriori. Este foarte important că biserica noastră este un monument istoric în categoria A și este foarte important pentru noi ca să susținem biserica și să rămână și pentru viitor și pentru generații care vin un semn foarte important că Biserica Catolică, Biserica Sfânta Treime, pentru mulți oameni este un loc de odihnă, de pace. Lucrările de restaurare la catedrală se vor întinde pe mai multe luni de zile și se va lucra etapizat. Pentru început, s-a început refacerea acoperișului și a turnurilor, iar apoi va urma restaurarea fațadei. Fiind un monument istoric de categoria A de importanță națională, s-au făcut toate studiile aferente acestui obiectiv. Se va lucra etapizat, este un obiectiv foarte amplu. În primul rând la fațade, dar am început cu partea superioară, consolidarea șarpantei. Am schimbat romanatele care au fost foarte deteriorate de pe turn și se învelesc cu tablă de cupru, deci va fi nobilată biserica. Lucrările de restaurare ale bisericii nu vor afecta în niciun fel desfășurarea activității în interiorul ei. Deocamdată nu se cunoaște cu exactitate termenul de finalizare a restaurării catedralei, deoarece pot să apară diverse lucrări neprevăzute. Cu toate acestea, se dorește ca anul acesta să fie finalizat exteriorul, iar apoi va urma partea de interior, unde, printre altele, se dorește restaurarea criptei și a sacristiei.